Acum să formatăm textul. Inițial îl voi formata pe tot, indiferent dacă are ceva formatări speciale sau este intertitlu sau orice fel de alte modificări locale. Îl voi formata pe tot la fel, să aibă formatarea de bază, iar apoi voi aplica formatările locale unde este cazul. Pentru asta, în primul rând, voi selecta tot textul. Pot să fac asta dând dublu click în text, în caz că nu era deja activ. Și pot să mă duc la meniul Edit și să aleg de aici Select All. Și atunci îmi va selecta tot textul, inclusiv ce este în afara casetei, ce nu este vizibil în acest moment. Sau pot la fel de bine să folosesc scurtătura din tastatură, care este disponibilă în majoritatea softurilor, Control A, care selectează tot textul atât timp cât textul este activ. Dacă nu este activ, dacă este selectat o casetă sau nu este selectat nimic, Control A îmi va selecta toate obiectele de pe pagină. De aia este important să dau dublu click să-mi fie selectat textul. Control A, cum spuneam, selectează inclusiv textul care nu este vizibil pentru că nu încape în casetă, dar este acolo. Și o să revin aici sus, acum cu textul selectat, la formatările de caracter și o să aleg fontul C059 Roman. Este o variantă open source de Century Schoolbook. Este un font de altfel foarte cunoscut, dar din cauza de motive de copyright nu au putut să-l denumească la fel, chiar dacă arată foarte similar, dacă nu identic cu originalul. Este un font vechi, numele este ciudat din acest motiv. Bun, să continuăm cu formatarea. Dimensiunea este de 9 puncte. Vedeți că începe să încapă tot mai mult. Și valoarea asta de subdimensiunea textului este spațiu dintre rânduri. În acest caz, spațiu dintre rânduri vrem să fie același ca spațiu dintre rândurile pe care le avem deja pregătite în structura documentului, care este de 10 puncte. Deci o să pun aici 10. Dacă numărul apare în paranteză, înseamnă că este valoarea calculată automat de InDesign, dar vom vrea să punem noi valoarea pe care urmează să o folosim, care este de 10 puncte. O să selectez din nou tot textul apăsând Ctrl A. Mai departe, vrem să schimbăm limba textului. Asta nu va schimba nimic vizibil, probabil, depinde un pic. Dar efectul principal pe care îl are este că afectează despărțirea cuvintelor în silabe. În funcție de limba pe care o recunoaște InDesign-ul, unele cuvinte se vor despărți diferit în silabe sau se vor despărți când altfel nu se despărțeau deloc. Deci este foarte important să alegeți limba, altfel veți avea despărțirea în silabe greșită. Mai departe, textul este justified, este aliniat și la stânga și la dreapta, mai puțin ultima linie, ultimul rând dintr-un paragraf. Deci o să aleg de aici, justify, ca în Word, de exemplu. Setările acestea s-ar putea să nu vă apară, sau butoanele în continuare s-ar putea să nu vă apară în funcție de rezoluția ecranului vostru. Dacă aveți o rezoluție mai mică, la un moment dat, opțiunile de aici vor dispărea. Puteți să ajungeți la butoanele de aliniere și ce urmează după ele, schimbând setul de setări de la cele de caracter la cele de paragraf. Ce se întâmplă este că practic le schimbă ordinea. Dacă InDesign are suficient spațiu, când se termină setările de paragraf, vor începe cele de caracter, din nou numele fontului, dimensiunea, spațiu dintre rânduri. Deci butoanele acelea două de fapt doar schimbă ordinea setărilor. Și deci ce ziceam, alinierea, apoi vom vrea
să avem aliniat la fiecare paragraf, aliniatul pe care îl punem aici va fi de 10 puncte. Vedeți, iconița ne sugerează că este vorba despre aliniatul primei linii sau primului rând dintr-un paragraf. Se poate alinia și ultimul rând, deși utilitatea e foarte mică, se pot alinia și toate din dreapta sau din stânga. Bun, și ce mai vrem să facem este să forțăm acest text să se alinieze, chiar dacă spațierea este egală deja cu cea a structurii, să se și alinieze pe liniile pe care le avem aici deja, pe baseline grid, cum se numește el. Atunci, din nou, revin să selectez tot pentru că am dat click pe altceva din greșeală și apăs aici și vedeți cum totul se aliniază frumos de la o coloană la cealaltă și inclusiv se aliniază cu imaginile. Acestea sunt formatările de bază. Vom continua cu formatările speciale, literele astea mari, intertitlurile, cei cu bold, de exemplu.